Zi de mare sărbătoare pentru comunitatea din Peștișul Mare, acolo unde duminică a avut loc inaugurarea Căminului Cultural. La eveniment au participat sute de localnici, dar și autoritățile locale din municipiul Hunedoara, care au alocat 1,2 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii, ce a fost construită în anul 1983 și care nu a fost niciodată reabilitată până acum. Căminul Cultural a fost încredințat parohiei din localitate. Era o clădire foarte degradată, o vechime de peste 50 de ani și le spuneam și cetățenilor peștișenilor în sală că la fiecare campanie electorală noi politicienii veneam și promiteam, prima dată începeam cu Căminul Cultural să reabilităm, dar nu s-a întâmplat nimic în vreme de aproape 30 de ani. Și evident că trebuia să ne ținem de cuvânt, am investit o sumă importantă din bugetul local, l-am reabilitat în întregime, aici vorbesc absolut de tot, de la instalații sanitare, instalații electrice, acoperiș, absolut tot ceea ce se vede înăuntru. Și la un moment dat am stat așa puțin pe gânduri, pentru că mă gândeam cine ar fi cel mai bun administrator care poate să-l administreze. A stat o perioadă de câteva luni de zile închis, până când am făcut un parteneriat cu Biserica Ortodoxă din Peștiș și am spus: părinte, haideți să-l administrați dumneavoastră, până la urmă în folosul cetățenilor. Ne deștuim că de anul viitor, în prima duminică după hramul bisericii, după Sfinții Apostoli Petru și Pavel, să devină o tradiție organizarea nedeii. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri și echipei de la primăria municipiului Hunedoara, pentru că știm că orice manager bun trebuie să aibă în spate o echipă bună, pentru că altfel lucrurile nu pot merge și nu pot ieși foarte bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Astfel, Căminul Cultural din Peștișul Mare a reintrat la propriu în viața comunității cu ocazia unui spectacol folcloric oferit de ansamblul Hațegana, precedat de o slujbă de binecuvântare a lăcașului cultural. Vă spun că de la anul viitor chiar o să fie nedeie aici la Peștișul Mare cu ocazia hramului bisericii, care este de Sfântul Petru și Pavel. Este o zi minunată pentru mine, nici măcar nu m-am așteptat să fie atât de frumos și să vină atâta lume. Cu ocazia asta sărbătoresc și acești dansatori minunat care sunt mândria mea, pe lângă artiști și orchestră, dansatorii aceștia sunt veterani, cei mici merg să danseze și de aceea nu sunt aici lângă mine. Sunt mândria mea și nu numai mândria mea, sunt mândria, cred că, a municipiului Hunedoara, a județului și chiar a țării. Pe scenă au urcat îndrăgiți interpreți de folclor din zona Hunedoarei. Hai mândruță să la joc, la 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 la. A fost o atmosferă foarte plăcută și de fiecare dată mă simt foarte bine să cânt acasă la Hunedoara, pentru că și Peștișul Mare este un sat aparținător Hunedoarei și mă bucur din suflet de fiecare dată când pot să cânt hunedorenilor mei dragi, pădurenilor mei dragi și tuturor celor care apreciază muzica populară românească.